Cauți o casă frumoasă și ai aflat că totul este mai scump. Acum, în pandemie, zona de nord a capitalei este în prima în topul căutărilor celor care vor să-și construiască o locuință. Uite exemplul lui Cătălin. Vrea să se mute de la apartament la casă. Principalul lucru este spațiu, unul la mână, și doi, dorința de a avea ceva, să zic așa, al nostru și să ne reprezinte într-un mod cât mai ok. Prețul mediu pe care îl plătești pentru o casă în zone ca Tunari, Otopeni, Corbeanca este de 150.000 de euro pe un teren de maximum 600 de metri pătrați și o suprafață construită de 140 de metri pătrați, potrivit Invest Point. Nicolae și Aura au doi copii. Sunt și mai motivați să-și termine casa din zona de nord până la finalul anului. Uite de ce! Copilașii, să zic așa, a fost motivul principal pentru această decizie. Pentru spațiu exterior, în primul rând, pentru a beneficia de curte. Bugetul nostru este undeva la 180.000, doar construcția casei. Terenul a fost 30.000 de euro. Infrastructura de acces către oraș contează mult atunci când alegi să-ți cumperi o casă în zonele din jurul capitalei. Doar zvonurile că va exista linie de metrou în Otopeni a dublat prețul terenurilor. Deja și partea asta de se aude că vine metrou în Otopeni a crescut prețurile atât de mult încât acum și Otopeni, și zona 23 August, și Tunariu, și toate acelea au crescut prețurile în ultimii 3-4 ani, în special la terenuri, foarte mult. Adică dacă înainte era sub 100 de euro, acum sub 200 de euro pe metru pătrat la teren pentru o casă într-o zonă ok, nu prea te mai poți apropia.